Hello, this is Robert Kiyosaki. I am one of the authors of the book Cashflow Quadrant. Salut, sunt Robert Kiyosaki, autorul cărții Cadranul Banilor. Tatăl meu a fost un om foarte educat, apreciat pentru munca sa, dar care întotdeauna își termina banii înainte de următorul salariu. În prima mea carte, Tată bogat, tată sărac, vorbesc despre 6 lecții cu privire la bani pe care le-am învățat de la tatăl meu cel bogat, de fapt tatăl celui mai bun prieten al meu, un om cu mai puțină școală, dar cu o afacere uriașă și o avere impresionantă. Prima este că oamenii bogați nu muncesc pentru bani, ceea ce este contrar cu ceea ce mă învățase tatăl meu, care îmi spunea: du-te la școală, ia-ți o diplomă, găsește-ți o slujbă sigură și muncește. Lecția tatălui meu bogat era alta: să faci banii să muncească din greu pentru tine. Ceea ce suntem învățați în copilărie, în familie, de la rude și prieteni sau sistemul de învățământ, ne va direcționa tot restul vieții. Dacă îi spui cuiva, caută-ți o slujbă sigură, îi programezi sistemul intern de navigație al acelei persoane, care îl face să caute un anumit lucru. Tatăl meu sărac îmi spunea: după ce obții o diplomă, caută o companie bună la care să lucrezi. Tatăl meu bogat spunea: după ce obții o diplomă, caută o companie bună pe care să o cumperi. Această mică diferență m-a făcut să caut altceva decât majoritatea oamenilor, să dobândesc alte deprinderi. Astfel, în loc să-mi caut o slujbă, am învățat să cumpăr și să vând. Toți avem în viață un moment de răscruce, când trebuie să luăm o decizie sau alta. Pentru mine, acest lucru s-a întâmplat când tatăl meu a ieșit la pensie, la vârsta de 50 de ani. Un om de valoare, cu doctorat, care toată viața lucrase pentru guvern și căruia la 50 de ani i s-a spus că nu mai poate lucra. Eu aveam vreo 20 de ani și am decis să nu urmez aceeași cale. Conceptul slujbei sigure aparține erei industriale și nu erei informaționale de acum, de la începutul secolului 21. În 1989, când a căzut zidul Berlinului, am știut că zilele erei industriale erau numărate. Acum suntem în zorii erei informaționale, iar regulile s-au schimbat. Problema este că regulile jocului sunt altele, dar ideile oamenilor încă nu s-au schimbat. Părinții încă își sfătuiesc copiii să-și caute o slujbă sigură. Pe vremuri, ideea era să lucrezi toată viața la o firmă, apoi după 65 de ani, compania urma să aibă grijă de tine. Mesajul este că nu trebuia să-ți faci probleme cu privire la bani, fonduri de investiții sau managementul tău financiar. Nu era treaba ta. Acum, generația baby boom, apărută în anii de după război, se apropie de pensionare. Guvernul este falit, iar în era informațională datele s-au schimbat fundamental. De aceea am scris Cadranul Banilor. Pentru că la școală nu suntem învățați aceste lucruri, cum să avem controlul viitorului financiar. Oamenii au o nevoie reală pentru acest tip de informație. Nu am intenția de a-ți da peste cap un întreg sistem de valori, ci doar să-ți ofer și perspectiva unui alt punct de vedere, lucru care te va face poate să iei niște decizii justificate pentru propria ta viață. Cum învățăm să fim bogați sau săraci? Încă din primii ani de viață, învățăm o serie de lucruri care ne vor călăuzi apoi tot restul vieții. Principiul tatălui meu bogat era: nu munci pentru bani. Cu alte cuvinte, nu te obișnui cu ideea unui salariu lunar. Când aștepți salariul, creierul tău se închide pentru alte oportunități. Nu spune: nu-mi pot permite ceva, ci: cum să-mi pot permite ceea ce-mi doresc. Mulți cred că banii le-ar rezolva problemele. Nu banii sunt de vină, ci modul în care gândesc. Astfel, o programare mentală, caută o slujbă sigură, declanșează într-un anume mod sistemul tău reticular activator, sistemul tău intern de navigare, care caută ceea ce este programat să facă, și căutarea unei slujbe sigure este singurul lucru pe care creierul tău îl face. Dacă cineva se uită pe stradă după Porsche, nu o să vadă decât Porsche. Tatăl meu bogat m-a învățat să nu caut o slujbă sigură, ci să caut să investesc. Ca urmare, sistemul meu intern de navigare este orientat în această direcție. O altă formă de programare este: dacă ai o slujbă sigură, poți să-ți cumperi casa visurilor tale. Dacă privești o balanță financiară a bugetului familiei, vei vedea că o casă de vis apare la rubrica de pasive, bunuri consumatoare de resurse, la fel și mașina sau cabana de la munte. În concluzie, un copil este învățat de mic să caute o slujbă, iar apoi devine consumator. Nimeni nu îl învață să caute bunuri aducătoare de profit, active. Nu este nimic în neregulă. Așa funcționează mintea umană.
Problema este că mulți oameni cu autoritate în sistemul de învățământ nu predau ceea ce trebuie pentru că nu înțeleg cum operează creierul. Ca urmare, ceea ce trebuie să faci când termini școala este să te dezveți de lucrurile învățate despre tine. Aici aducem în discuție o problemă de fond. Nu există doar un singur tip de inteligență și un singur coeficient de inteligență bătut în cuie, pentru că studiile efectuate în ultimii 20 de ani arată că există mai multe tipuri de inteligență și mai mult, acești coeficienți pot fi îmbunătățiți. Cel mai mult contează ceea ce îți spui tu ție însuți, cu alte cuvinte, reprogramarea creierului sau programarea neurolingvistică. Unele tipuri de inteligență le cunoști, poți citi sau scrie. Alte tipuri de inteligență sunt mai misterioase, cum ar fi inteligența naturală, care ne permite să înțelegem și să apreciem modul în care funcționează elementele din mediul înconjurător. Un alt tip de inteligență este cea matematică, dezvoltată în special la oamenii care operează cu cifre. Ca om de afaceri, este foarte important să înțelegi că ai un creier foarte flexibil. Ești de fapt o mașină de învățat și poți să-ți antrenezi creierul de unul singur cu ajutorul tehnicilor deja existente. Ideea "n-am cum să mă descurc în viață pentru că n-am avut note mari la școală" poartă pecetea unui singur tip de inteligență, în timp ce noi mai avem 6 tipuri de inteligență. Dacă citești Cadranul banilor, vei vedea că pentru a atinge succesul financiar ai nevoie de 5 din cele 7 tipuri de inteligență. Inteligența, așa cum o definim în mod curent, este numai una dintre acestea. Acest lucru explică de ce oamenii cu performanțe deosebite în școală nu se descurcă deloc în lumea reală. Studenții buni ajung să lucreze pentru studenții slabi, iar cei mediocri pentru guvern. Asta se explică prin faptul că studenții slabi au cunoștințe largi în mai multe domenii, în timp ce studenții buni sunt focalizați doar pe o cunoaștere academică. Unul dintre tipurile noi de inteligență, abia studiat în ultimii ani, este inteligența emoțională. Copiii care provin din sistemul instituționalizat de învățământ sunt temători în fața unor noi mecanisme de învățare. Sistemul clasic de învățământ se bazează pe pedeapsă în cazul unei greșeli, cu alte cuvinte, învățăm de frică. Inteligența emoțională ne învață să ne stăpânim teama pentru a ne atinge scopurile. Există mai multe moduri de a învăța. Astfel, în loc de a învăța cu teama de a nu greși, există un mod mai distractiv, și anume, recompensând reușitele și amuzându-te de greșeli, pentru că doar din încercări repetate se învață cel mai eficient. Ca adult, când este vorba de bani, acest tip de copil este condiționat să nu greșească. Își caută o slujbă sigură, pune bani deoparte, nu își asumă niciun fel de riscuri, iar ochii caută investiții sigure. Ori, așa ceva, pur și simplu, nu există. Fondurile mutuale, de exemplu, se bazează pe o mulțime de amatori care cred că managerii financiari știu ce e mai bine de făcut. Fondurile de investiții cresc doar dacă piața crește. Dacă piața scade, fondurile de investiții se prăbușesc. Toți simțim frustrare, dezamăgire, chiar teamă când pierdem. Suntem din nou pe tărâmul emoțiilor, dar, așa cum spunea tatăl meu cel bogat, a pierde face parte din câștig. Cel care își dorește să câștige fără să piardă niciodată, nu va putea să câștige. Sistemul de învățământ pedepsește greșelile. Este ca și cum ai spune unui copil, urcă-te pe bicicletă fără să cazi deloc. Dacă vei cădea, vei fi pedepsit. La fel, dacă programul tău de operare nu acceptă ideea că ai voie să greșești, nu ți vei asuma niciun risc. Motivul pentru care cei mai mulți oameni nu ating succesul financiar este pentru că le este teamă să nu piardă. Există o mare diferență între sistemul de învățare bazat pe frică și cel bazat pe recompensă. În sistemul bazat pe frică, îți asumi doar riscuri minime și după ce ai analizat toate implicațiile. Sistemul bazat pe recompensă și analiza greșelilor, pentru că doar pe baza lor poți evolua, îți oferă o atitudine deschisă, propice învățării, ceea ce îți permite să faci lucruri pe care nu le-ai fi făcut niciodată în sistemul bazat pe pedeapsă. Când greșești încercând, nu este o rușine, este pur și simplu o parte a procesului. Încerci, greșești, corectezi și apoi din nou până când în cele din urmă reușești. Strategia financiară de bază este să crești coloana cu investiții și să reduci coloana cu cheltuieli. Aici, de multe ori, există o confuzie între termeni. Bancherul tău spune, casa ta este o investiție. Dacă înțelegi baza analizei, vei vedea că, de fapt, casa ta nu este o investiție, ci un pasiv pentru care plătești în fiecare lună.